mai focalizate pe obiectivul principal. Nu intrăm în dezbatere de laterale. Adică dacă există un punct de vedere, nu atrăm pe nimeni, nu plecăm de la ce a spus celălalt. Avem niște planuri cadru, bune, rele, astea sunt. Dezbaterea publică este până pe oficial până pe 29 ianuarie, până pe 26 ianuarie, când trimise propuneri. De aceste propuneri, aveți și un formular de în acest sens, vor fi pe adresele de mail, vor fi trimise și niște formulare și niște chestionare electronice, ca să centralizăm cât mai rapid punctele dumneavoastră de vedere. Deci nu există dezbateri bilaterale, există doar lor de poziții și propuneri de modificare, de completare sau ceea ce considerați dumneavoastră. Că merită spus vis-a-vis de aceste variante propuse de către minister. O să avem și o intervenție telefonică a doamnei Daniela Bișoianu, președinta Coaliției pentru Educație. O să vină și sperăm să vină și domnul inspector general, este la o ședință acum și a spus când termină, o să încerce să ajungă și dânsul. Termenul dezbate fiind destul de multă lume, o să încercăm să limităm luările de cuvânt la 3 minute și cu ceva depășiri, dar nu foarte mari, pentru ca să dăm posibilitatea cât mai mulți participanți să se exprime vis-a-vis de ceea ce vom discuta astăzi aici. Toate discuțiile sunt înregistrate, nu facem proces verbal, că nu se pot spune, că cel mai bine, am spus, le înregistrăm audio și ulterior vom avea evidența propunerilor ca să le putem trimite către București într-un format cât mai fidel. Să vedeți tot mai clar cu ceea ce s-a discutat aici. O să încerc să mă încadrez și eu pentru început în aceste minute, doar să fac o scurtă prezentare. Marea majoritate celor care sunt aici, sunteți în cunoștință de cauză. Știți de cele trei variante de curiculă. Există tot felul de interpretări. Vă rugăm să vă exprimați poziția pentru una dintre cele trei variante și dacă aveți propuneri de completare sau de modificare, vă rugăm să o faceți cât mai clar și cât mai puțin de cuvinte. Dacă se dorește o expunere mai pe larg, așa cum am scris și în formular, ne lăsați niște date de contact sau ne puteți transmite informația mai propunerea dumneavoastră mai pe larg în format electronic. O să dau cuvântul tinerilor mei colegi pentru început de la Consiliul Județean al Elevilor, care sunt și coorganizatori ai acestui eveniment, pentru că unul dintre principalele reproșuri care s-a făcut acestor variante a fost acela că elevii, respectiv organismele reprezentative ale elevilor, nu au fost absolut deloc consultate în aceste decizii care îi afectează în mod direct. Și o să-l rog pe Tudor Bucnavul, președintele Consiliului Județean al Elevilor din județul Bacău, să vă spună pentru început punctul la lui de vedere. Ulterior, pe bază de înregistrare, o să fiecare ridică mâna cine are ceva de spus. Pur și simplu, nu există o listă predefinită de vorbitori. Este o dezbatere deschisă. Inițial am vrut să facem o agendă cu un număr limitat de vorbitori, dar am spus că ar fi nevoie, pentru că mai multă lume vrea să se exprime în mod direct și am optat pentru dezbateri libere. Singura regulă a dezbaterii va fi, nu există acuze, nu există contre bilaterale, există pur și simplu, încercăm,
câte o dezbatere tehnică, încercăm să aducem un plus valoare variantelor care au fost puse în această discuție. Tu, domnul, să te rog să plec. Bună ziua! Consiliul Județean Elevilor Bacău, prima și cea mai numeroasă structură reprezentativă a elevilor de județ, își exprimă părerea cu privire la elaborarea, cât și conținutul propunerilor de plan cadru pentru învățământul liceal. Una dintre cauzele de îngrijorare este modul eronat de fundamentare a planurilor cadru, care nu respectă succesiunea firească a unui proces care să contribuie la, la facilitarea într-o măsură semnificativă a deprinderii celor 8 competențe cheie regăsite în profilul absolventului. Astfel, considerăm că pentru a eficientiza dobândirea cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor necesare unui elev la finalitatea învățământului secundar, este nevoie de o prioritizare a etapelor dezvoltării curriculumului. După cum urmează, identificarea subiectelor a căror abordare va genera deprinderea calitativă a unui număr maxim de elemente din profilul de formare a absolventului, integrarea acestor componente în discipline specifice, stabilirea unui program care să satisfacă obiectivul propus și, ulterior, în funcție de volumul și complexitatea noilor materii, creionarea planurilor cadru. Dacă ne referim la materiile opționale, numărul acestora și ponderilor din numărul total de ore, planurile cadru propuse dezamăgesc prin proporția majoritară a punctului comun. În timp ce învățământul școlar inferior, o distribuție a disciplinelor punctului comun, care include toate cele 7 arii curriculare, poate fi benefică pentru ele, în scopul consolidării culturii generale și identificării preferințelor. Învățământul liceal necesită o focalizare mai intensă asupra particularităților elevilor, pentru că fiecare elev prezintă o tipologie diferită, un ritm de învățare specific, fiind mai mult sau mai puțin susceptibil la anumite tehnici. O abordare unitară nu este doar de dorit atunci când scopul este de a pregăti în mod real un număr cât mai însemnat de elevi pentru cele două mari provocări, integrarea socială și inserțiile pe piața muncii. Acesta este motivul pentru care milităm pentru regândirea modului de stabilire a materiilor prevăzute în curriculum la decizia școlii, pentru a alătura condiția majorității elevilor dintr-o clasă și, în schimb, a crea posibilitatea unor grupe formate dintr-un număr minim de aproximativ 15 elevi, care să-și fie exprimat interesul pentru respectivul obiect de studiu. Consiliul Național Elevilor a militat și îndreptat pentru acest obiectiv, lansând acum aproximativ 2 ani, în contextul dezbaterilor privind propunerile de planul cadru pentru gimnaziu, propunerea de transformare a CDŠ-urilor în CDOŠ-uri. Suntem de părere că elevul ar trebui să studieze ceea ce îl pasionează și susținem creionarea la multor mijloace care să contribuie la individualizarea parcursului educațional al acestei, cum ar fi o plajă mai largă a posibilităților în materie opționale. În consecință, studiul comun ar trebui să consideră discipline cu o largă aplicabilitate, înglobând noțiuni esențiale pentru tineri în viața cotidiană, precum educație pentru sănătate, educație financiară, limba română, oratorie, gândire critică și așa mai departe. În completare, curriculum diferențiat va aduce conținut specific profilului de studiu pentru fundamentarea noțiunilor de bază în specializarea aleasă. Iar curriculum, la decizia elevului din oferta școlii, va permite elevilor să aleagă ceea ce îi pasionează. României se reproșează de câțiva ani faptul că nu se adaptează la cerințele societății moderne din punct de vedere al învățământului, așa cum au făcut-o școlile din Occident. Cu toate acestea, singura practică occidentală preluată în învățământul românesc a fost reintroducerea uniformelor pentru a oferi falsa iluzia unui învățământ de calitate, comparabil cu liceele de elită occidentale. Nu este necesar să realizăm o amplă analiză comparativă a altor sisteme educaționale care s-au dovedit performante, precum cel al Germaniei sau Franței, față de cel românesc, pentru a identifica unul dintre problemele majore ca fiind cea a curriculumului. Putem observa câteva aspecte care se află în legătură direct cu calitatea învățământului. Dacă ne referim la data analfabetismului, care se află în funcționare în Europa, ne poziționăm la sfârșitul clasamentului alături de țări precum Bulgaria, Grecia sau Slovacia, cu procentaje care depășesc 30-35% din numărul total al elevilor. Trecând mai departe la un alt capitol, la fel de important, și anume rata părăsirii timpurie a elevilor, țara noastră suferă și din acest punct de vedere, ocupând pe ultimul loc în Europa, singura țară care se află pe o poziție inferioară fiind Spania, la o diferență de doar 0,5%. Concluzionând această analiză referitoare realizată foarte simplistă, așa cum am menționat și anterior, realizăm faptul că toate aceste aspecte care țin de învățământul preuniversitar afectează în mod drastic stadiul economiei, rata șomajului în rândul tinerilor în România fiind un alarmant de peste 17%, la fel ca și în Italia, Grecia sau Spania. Nu trebuie să ne complacem cu un sistem de educație de student, care generează o stare de fapt alarmantă în termeni de părăsire din curia școlii, în astfel de funcționare profesională, pentru a păstra norme didactice intacte. Suntem conștienți de faptul că o schimbare mai amplă va aduce cu sine o întreagă restructurare a sistemului,
de la pregătirea cadrelor didactice, la o regândire a metodelor de evaluare și a examenelor naționale, însă considerăm că bunăstarea beneficiarilor primare educației ar trebui să fie una dintre prioritățile decidenților. Iar dorința pentru sistemul educațional inclusiv și de calitate ar trebui să fie mai puternică decât orice alt interes. Mulțumesc! Mulțumesc, Tudor! Propunem că deci, am auzit punctul de vedere. Vă exprimați acum pe variante? Aveți o propunere concretă pentru modificarea acestor variante sau mai așteptați dezbatere? Și... Așteptăm dezbatere și ne vom expune părerea. O să mulțumesc încă o dată reprezentanților institutului școlar care sunt alături de noi. Doamna Păcuraș Coana, doamna Păcuraș Laura, doamna Nechita Cora, domnul Adrian Cosma și domnul Iulian Hrânceanu. O să vă rog, dacă dintre dumneavoastră doriți să luați cuvântul, să vă exprimați poziții vis-a-vis de documentele puse în discuție. Dacă nu, haideți să facem deocamdată până să amorsăm discuții. Da, n-am văzut. Pentru 90. Eu sunt pe varianta matematică, mă rog, și științele naturii. Mm-hmm. Eu profil real. Mulțumesc! O să rog pe toți vorbitorii să vorbească puțin aproape de telefon ca să se poată registra, să vorbească mai aproape de microfon, ca să poată să registreze mai exact ceea ce se spune. Alte poziții din partea ISJ-ului? Este cea pe care o împărtășim cu toții și nu doar elevii, ci și profesorii.
Cred că din ce am văzut toți în fișele care mi s-au dat, vorbim mai mult despre niște permutări și nu despre niște schimbări reale. Lucrăm cu exact aceleași elemente, cu exact aceleași materii pe care le-am avut și până acum. Chiar mai devreme spuneam colegii de la Federația Tinerilor, care sunt mai pătrâni ca noi, să le spunem așa, că exact aceleași materii le studiau și în liceu și, cu siguranță, toți cei de aici ne-am confruntat cu aceeași problemă. În momentul în care am plecat spre viața clasa 12, am avut acest bagaj informațional destul de mare, dar care este doar la nivel teoretic și care nu ne-a pregătit în niciun fel pentru viață. Și aici puteți să mă contraziceți, dar cred că, din nou, după cum am spus și mai devreme, împărtășim cu toții cam aceeași opinie. Ceea ce a fost propus reprezintă mai mult o schimbare de dragul schimbării, după părerea mea, și, în fond, totul rămâne exact la fel, doar forma se schimbă. Incrementăm sau decrementăm un număr de ore, mai adăugăm o oră de fizică, mai scoatem o oră de limbă modernă, dar, până la urmă, în clasa 12-a ne confruntăm cu exact aceeași situație pe care o știm cu toții. Așa că, ce aș vrea eu astăzi, și cred că vorbesc și numele elevilor la nivel național, pentru că consultându-mă cu ei și citind mai ales pozițiile asociațiilor elevilor și a consiliilor județene din țară, am observat că există o teamă cu privire la aceste dezbateri pe planurile cadru, o teamă de o dezbatere sterilă, care nu va naște niciun fel de concluzie echilibrată, care cumva să contribuie la direcțiile pe termen lung pe care învățământul ar trebui să le ia România. Cred că, din moment ce suntem toți astăzi aici, ne dorim să contribuim la crearea unui sistem de educație performant și, de aceea, invitația mea este să rămânem, într-un fel, pe ideea inițială a dezbaterii, să nu ne îndepărtăm foarte tare de la subiect, dar, în același timp, să nu ne limităm la planurile cadru și să gândim mai departe și să vedem care ar fi, totuși, niște concluzii pe care le-am putea trage, care să ne ajute în viitor în reforma pe care cu toți o dorim. Așa că eu aici aș putea veni cu diferite argumente cu privire la ce am văzut acolo și ceea ce pe mine, ca elev, m-a nemulțumit. De la numărul de ore, într-una dintre variante, am văzut că există un maxim de 32 de ore, asta însemnând posibilitatea de a exista două zile pe săptămână cu ore până la 3, lucru cu care elevii nu sunt de acord și cred că nici profesorii, până la urmă, deja avem un volum mult prea mare de ore pe zi și concentrarea elevilor pierde, se scade progresiv. La fel, exact ce spunea și Tudor mai devreme, există problema CCD-urilor care sunt alese în Consiliul de Administrație, dar elevul nu are niciun fel de aport în alegerea materiilor pe care până la urmă el le va studia în final. Și de aceea noi am venit cu o propunere de plan cadru, să-i spunem așa. Nu știu dacă e cazul să-i dau citire acum sau pe parcursul discuției atunci când va fi momentul. Dar avem aici niște schimbări reale care mi se par posibile. Am luat în calcul toate aspectele, nu doar dorințele noastre ca elevi, ci și interesele profesorilor în acest plan pe care l-am elaborat. Și de aceea chiar am vrea să discutăm și pe baza lui, dacă vom avea timp și veți considera cu toții că e cazul. La fel, susțin ideea studierii opționalelor în grupuri diferențiate de elevi în funcție de interese, lucru care, din nou, mi se pare total irealizabil. Și, de asemenea, salut și eu, la fel ca și ceilalți elevi, această oră de consiliere care se adaugă într-un grup comun, dar teama pe care o avem este că va fi, de fapt, o oră de dirigenție mascată sub acest nume de o oră de consiliere și nu știm exact cum ar putea să se realizeze. Da. Deci, nu, pentru că atunci când au fost prezentate aceste planuri cadru, a existat acest argument că sunt mult mai flexibile ca înainte și că există aceste inovări, chiar așa au fost numite, ale orei de consiliere și, la fel, varianta a treia pe care am văzut-o cu toții, că trunchiul comun rămâne același, dar există o flexibilitate mai mare în alegerea orelor în cadrul fiecărei instituții de învățământ. Bun. Noi, pe parcurs, vom reveni cu ceea ce am promis mai devreme, cu planul acela și sper că până la finalul orelor care ne sunt alocate, vom reuși să venim cu niște concluzii echilibrate care să se plieze pe interesele tuturor celor din sală, fie că vorbim de elevi, profesori sau părinți. Mulțumesc, au exact 3 minute. O să intru acum în direct doamna Daniela Bușoiama, ieșit din altă conferință de la București, ca să intre puțin cu noi. Și mă ascultăm să este președinte.
practica coaliție pentru educație, au avut permanent și alea poziții constante vis-a-vis de această reformă și de modul cum ar trebui abordată. O să mă deplasez puțin până la microfonul de acolo. Bună ziua tuturor participanților! Îmi pare rău că nu pot să vă văd în față și să dau seama mai bine ce profil are sala, dar o să presupun că dintre participanți sunt atât profesori, cât și părinți, cât și elevi. La Coaliția pentru Educație am atras atenția încă de când s-au finalizat anul de cadru pe gimnaziu, că liceul cere o altă abordare, întreg ciclu secundar superior cere o altă abordare. Adevărat că nu răspund la întrebarea fundamentală unde se face separarea între copile și unde se termină învățământul obligatoriu, dar în limitele existente de legii 1/2011 este de remarcat față de cele trei variante propuse în planul de cadru, faptul că cea de-a treia variantă va depinde foarte mult de performanța școlii, a Consiliului de Administrație și a comunității din jurul școlii. Și atunci presiunea și atenția și interesul pentru aceste dezbateri ar trebui să fie de includerea beneficiarului educației, a liceanului, în procesul de lucrare. Practic, este frustrant, poate fi frustrant pentru un cadru didactic dacă ar ajunge în situație în care liceanul să opteze sau nu pentru o ofertă de opționare care profesorul pune pe masă, dar este pe de altă parte și o primă oportunitate de evaluare a performanței cadrului didactic. Pentru că în momentul în care are loc o opțiune sănătoasă, nevicietă, și aici este rolul și funcționarea Consiliului de Administrație și a școlii, care chiar să poate să-și exprime o opțiune și aceasta să fie respectată. Practic, în acest și acum în învățământ există o ofertă de opționare, dar părinții sau profesorii influențează decizia copiilor. Ori, la 14, 15, 16 ani, elevii de liceu știu foarte bine cine sunt, cam ce vreau să fac, și credeți-mă, știu foarte bine să-și aprecieze și să-și evalueze profesorii, inclusiv pentru calitatea procesului. Am văzut recent rezultatele unei cercetări de doctorat făcută pe liceeni, copiii au nevoie de relație. Deci ei valorizează procesul didactic care se întâmplă în sala de clasă. Și atunci, cu cât școala are capacitatea să propună curriculum la decizia școlii sau curriculum de dezvoltare locală în acord cu interesele comunității, cu atât poate să surprindă mai bine interesul elevilor. Părinții ar trebui să crediteze cu mai multă încredere între procesul, atât pe propriul lor copii, că știu ce să aleagă sau știu cum să-și modeleze interesele de învățare, iar profesorii ar trebui să se elibereze un pic de presiunea aceasta a catedrelor, pentru că noi despre catedre și un plan cadru nu trebuie să fie nici într-un fel despre un număr de ore mai mare sau mai mic de la o disciplină sau alta. Viața nu este discipline. Nu putem să... Nu avem ore din zi în care gândim în perspectiva de fost elev la matematică și acum gândim în perspectiva de fost elev și stăm la ora de limba și literatură română. Dacă realitatea este interdisciplinară, probabil așa de pur și spațiu școlar, și este evident că, mai o singură idee, trebuie să aducem mai multă practică în liceu. Elevii au nevoie să simtă că este relevant pentru ei, pentru viața de liceu, ceea ce învață, să conectează cu realitatea. Și asta o putem face doar dacă implicăm procesul de design, măcar pentru această stațiune 46% de curriculum diferențiat și curriculum la decizii de la școlii care în societate există. Cred că fiecare persoană este importantă. Cred în asociațiile de elevi și în rolul pe care ei la școală și-ar putea să-l aibă în Consiliul de Administrație pentru că au drept de prezență în ceea ce nu se întâmplă, de exemplu, la gimnaziu. Și mai cred că ar trebui să discute foarte mult pentru diferențiere și mai mare între primii variant și clasa 11 și a 12 de secundară superior,
Deja la clasa 11, interesele lor de viitor și de specializare sunt mai bine cunoscute de către ei. Oral ar fi detajat pe o parte din discipline, mai mult opționalitate în așa fel încât ei să stea în studiu aprofundat. Pentru că unul din lucrurile care pare să se pierd în școala românească este și toată discuția aceasta despre teme, dacă prea mai sau mai prea multe sau prea puține sau la 17 ani, un tânăr este act de efort consistent. Și specialiștii spun că o oră de o anumită disciplină pe săptămână nu este suficientă pentru un proces de învățare autentic. Mai puțină disciplină ar putea permite alocări mai mari pentru anumite domenii, în așa fel încât să studiu să fie aprofundat, că nu o să fie într-un context de muncă consistent și să se pregătească pentru ceea ce ar însemna o universitate serioasă, cu multă învățare și cercetare academică, care să ducă către opțiunea de a fi creator de joburi pentru colegii de generație care poate n-a făcut serios. Vă mulțumesc! Mulțumim, Daniela! Dar să ne încătrăm în buget, să numărim numărul de cadre didactice angajate, să nu. Eu, în primul rând, consider dezbaterea pătrunitoare, pentru că nu se discută despre tot liceu, este profilul tehnologic, tehnic, servicii, a fost învăturat, am început cu teoreticul. Cred că, în primul și în primul rând, trebuie stabilită proporția câți elevi trebuie să parcurgă filiera tehnologică, cât și cea teoretică. Noi suntem invers în România față de toată Europa. Noi suntem mai mulți teoreticul decât cu activitățile practice, ceea ce, evident, ne mulțumește părinții, eu știu, pentru că un copil de multe ori parcurge 4 ani fără să mai poată continua, eu știu, eficient studiul. Eu sunt convins că o modificare făcută de un ordin nu va duce mare schimbare în învățământul românesc. În momentul în care tot timpul ne spunem, păi atâta ne dă voie legea educației naționale, este clar că nu putem schimba mare lucru. E clar că aceste variante date în seara de anul nou, ne-au dat probabil să treacă neobservate. Eu, la un moment dat, chiar le-am studiat în seara de anul nou, ne-am început. Atunci păreau mai bune. Ai avut bani de bilet. Da. Însă, în primul și în primul rând, trebuie să vedem ce, cum și ce trebuie să, cum să arate absolventul nostru. Am avut niște tot variante la clasele primare. Am trecut la gimnaziu, am trecut cu opțional integrat, care nici nu poate fi vorba că e integrat, pentru că toată lumea, cei care nu sunteți familiarizați, și Teodora, trebuie să spun că nu, Consiliul de Administrație alege, profesorii propun opționalul în funcție de competențele pe care le au și în funcție de dotarea școlii. Degeaba vreți voi să studiați fauna marină la Ferdinand,
pentru că nu avem nici ocean aici și nici profesori care să se priceapă. Și nici barcă. Nici baza mareală. N-ai barcă. Nu ai barcă. Da. Da. N-am barcă. Cred că, în primul și în primul rând, dacă vom vedea ce valori, ce sistem de valori sunt necesare pentru a împlini și dezvolta un tânăr, atunci vom putea să alegem și parcursul. Că mai punem o oră, că mai scoatem altă oră, e mai puțin important. Se pare că noi suntem totdeauna invers în față de întreaga lumii civilizată. Toată lumea insistă acum pe STEM, ceea ce se numește generic STEM, științe, tehnologie, informatică, inginerie și matematică. Noi scoatem aceste lucruri. Trecem mai mult pe dezvoltare, eu știu, personală. Nu că n-ar fi bine și această dezvoltare, dar aceasta de obicei se plătește. În mod cert, trebuie schimbate multe. În primul și în primul rând, nu poți să dai un bacalaureat cu aceleași teme, aproape aceleași teme, la Liceul Tehnologic și la Colegiul Național Ferdinand I. Aceeași temă primesc la limba română, de exemplu. Acest lucru nu se poate face. Plus, și cei care au intensiv dau același bacalaureat cu cei care au cu două ore mai puțin. Deci nu se poate face acest lucru. De aceea suntem de 5-6 ani, 7, dacă nu, la sub 50%. Universitățile, bineînțeles, că ar dori cât mai mulți absolvenți. Există o criză pe orizontală, nu sunt studenți, nu sunt locuri de muncă în universități. Nu avem cazări, nu avem chirii în București și în alte părți, au scăzut chiriile, toată lupta. Lupta acum să promovăm toți, să promovăm de ce. Deci, în primul rând, ar trebui un bac cel puțin pe 3. I-am mai propus acest lucru și cu propunerea am rămas acum 7-8 ani. Al doilea lucru, numărul de ore, doamna Vișoiana avea dreptate, numărul de ore trebuie diferențiat, mai ales din clasa A, din ciclu superior. Într-adevăr, poate trebuie să luăm un sistem care merge, de exemplu cel englezesc, în care elevii nu se plictisesc, că mă cer dacă elevul s-a hotărât să meargă pe chimie sau biologie, informatică și română, pe fizica, 2 ani, e chinuit săracul la fizică cu orele respective, dacă nu are nevoie pe parcurs. În primul și în primul rând, aici trebuie văzut ce vrem, finalitatea, cum trebuie să arate acest absolvent, ce politică trebuie să facem și o politică